Auzi, dar nu vrei să iei și... Zi, Paule, tu, zi. Tu nu te auzi, de fapt, da? Da. Nu te auzi. Deloc? Deloc. Ai, mă, cum nu? Păi ia microfonul acolo, ia stativul puțin. Iei stativul și vorbești la stativ. Da, și începe cooking show-ul. Adică o să gătească Paul și cu Măță, eu mă ocup de foc. Mă ocup de foc, de un cu ochi la aragaz, cum ar veni, dar natural. Și Măță face niște lipii, Paul face humus. Am înțeles bine? Da. Bine, n-am făcut niciodată nici lipii, nici humus, niciunul dintre noi. Și o să vedem ce iese. Avem și ajutoare aici și avem, bineînțeles, internet. Internet. Aș vrea să stau un pic acolo, bubuie ceva sigur. Știi filmare de aia și știi negri și cu părul așa la un moment dat? Dar tu nu te apuci de treabă? Eu nu știu, am voie. Dar bineînțeles. Dar noi facem foc aici? Eu fac. În spatele meu aici? Dar nu fac mare, fac mic, e ochiul mic. E un ochi doar mic. Vezi că i-a dat pe mut, vezi? A luat-o. A avut opțiune de mut. Hai, mă, te apuci. Băi, eu mă apuc. Da, mă, apucă-te. Unde mă uit? Acolo mă uit? Care ai camera ta? Asta e problema lui Mățu. Păi, primul lucru e să mă uit pe YouTube să văd cum se face. Tu da? Te-ai uitat pe YouTube, da? Nu. Bun. Băi, stați liniștiți, măcar eu știu să fac focul. Deci, eu trebuie să și explic ce fac aici? Normal. Păi, mulțumim sponsorului Lidl, în primul rând, pentru că avem cântarul ăsta de la ei. Nu, ți-a luat bani, iar a făcut topaia lui. A făcut topaia lui. Rețeta zice să folosim 220 de grame de iaurt. Aici fierbe repede, dar noi facem dublu. Păi nu mai pune, nu. Deci 500. Lipi pentru Adana. Diseară mâncăm Adana kebab. Și avem nevoie de lipi. Iar acum eu pun iaurtul. Iaurtul. Iaurt. Bine, pune iaurt. Ia. Deschide Paul aici la. Mă, să pune iaurt. Se pune cu totul. Zici, nu cred că fără apa aia. Mamă, ce pute să vorim. Ce faceți, mă? Mamă! Păi, o fi... Ăsta nu e fier, nu? Focul ăsta din spate e ca în capra cu trei ieți, nu, știi? Auzi, nu văd. Pun un scaun aici al lui Paul și bam! Îl pun pe fără. Tu ești masa în seara. De bunule! Vedeai că te filmăm așa degeaba. Pun și apă. Eu explic în continuare aici, mă. Ce scute? 600, 200... Am uitat cât era. Ia, Paule! Și cu 400. De humus nu mâncăm în seara asta, eu vă zic. Ia intră pe Globo, mă, vezi ce livrează aici. Am o conservă de chili con carne și cumva rezolvă. Băi, eu în condițiile astea nu pot. Am uitat ce făceam. Noi aici când îți explicăm ce facem sau care? Da, mă, noi facem humus aici, gata. Adică hai, facem, sperăm să facem. Păi nu, teoretic facem humus, practic vedem ce iese. Da. Astea sunt fierte deja, trebuie doar să le încălzim un pic. Ok. Era să pun praful de cop la gunte. Nu, e clar că știm ce facem. Da, da, da. Am mai făcut asta. Te ajut mult să cu ceva? Ce? Da. Să-mi citești din video. E cu subtitrare, că e în turcă. Serios, e în turcă. Uite, mă. Un pachet catarmatozu. Da. Și jos al subtitrare. Ah, baking powder. Da, da, ideea automată, cred, sau ceva, că așa pare. Automată? E de pe YouTube? Da, da. Trebuie să așteptăm... Cum adică? Praf de copt automat de pe YouTube? Să încălzim asta în YouTube. După aceea îl blenduim. Avem aici ecoflow. Mixit. Bă, eu vorbesc degeaba, mă? Nu, mă, te filmez. Am înțeles, gata. Dar trebuie să-mi arăți ecoflow, să-mi pui pe masă. Păi îl punem, stai. Nu știu ce e ecoflow. Ce? Păi nu știu ce e ecoflow. E. Bine, unde-i? Scrie, păi. Este, bă, este ecoflow DC on-off. Știi ca ce mașină ai? Jeep airbag. Jeep airbag. Auzi, Marius, dar eu dacă vreau să arăt ascultătorilor noștri cum arată iaurțelul cu apă, cum fac? Păi nu era, mă, plină? Păi ba da, mă, dar a tras remorca aia ta ca dracu din ea. Așa? Da. Am făcut iaurt cu apă. Iaurt cu apă. Ai gătit? E bun, nu, frate, e ultima pizza. A făcut aeran. Nu că n-am pus sare. A, iată-i. Am un cuțit, că eu n-am cuțit aici. Da, da, bineînțeles.
Bine, ne trebuie pentru lime, să tocăm un lime. 800-960, nu? Un kil. Ce faci cu ăsta aici? Nu știu, să ne omoare. Se cade lupul. Am înțeles. Bine că bate vântul spre mâță, să n-am pume pe ăsta. Ia. Mâță. Bă, de ce am putut? Pune mai așa. Pune așa. Asta este tot în 40 de grame, nu? Trebuie să pun un kil de făină așa. Dar dă-mă pe antebraț așa. Se vede că ăsta doar comandă, știi? Nu gătește nimic. Cine? Eu? Da, tu! Adică, cum te-ai gândit? Nu, dar cum te-ai gândit că în 3 minute poți să fac ăsta niște lipi să le pui după foc? Dar n-aveți mai nevoie de ajutoare? Aș avea nevoie de niște hârtie, am acolo. Momentan, eu nu. Eu aștept să fiarbă aici. Ai luat cu musora? Așa. De beca. De beca. Ești mie megroză cât a luat aici. Face la alibii până mâine. Putem să facem și clătite? Da, cu gem. Punem gem. Ard gazul de pomană aici. Acum schimb utilajul. Acolo este sare Maldon afumată, pentru că nu se poate altfel. Ia un pic pe limbă, pune pe limbă. Să vezi diferența. Nu? No? Altceva. Păi tă. Aici, jumătate de oră aici vine. E... Nu cred. Ia. Eu? Păi tot pun făină, că păi mai am. Păi vezi că ăștia nu fac nimic. La masă a doi, nu-i nimeni. Eu tot pun făină, mă. Am făcut fum un pic, să știi. Dar e ok. Da, că să știu la măță, nu-i problemă. Hai, vântule, hai. 8 grame de sare îmi trebuie, Paul. Dacă-ți măsori eu. Stai așa, dă-mi coace. Pune aici. Op, op, op. 7,5. Mai pune. Trebuie, pardon. 16, mai da. un pic. Să mai pun? Atât. Aia, aia. Gata, asta. Gata? Aia a fost. Nu mâncam nici lipia asta. Băga frumos. Ca să fie afumată, nu ai zis care sare afumată? Facem niște lipii afumate. Nebunești, vrei să facă aici ceva? Ice. Fac aici treabă? Da, deci nu o să înțeleagă nimeni nimic. Că e ba acolo, ba aici, ba acolo, ba. Deci o să fie un păi caos. Stai, mă, că asta face din editare după aia. Da, îl face nou. Da, da. Îl face, zici că suntem bucătari toți. 300 de Michelin. Că trebuie să scot tecile de la năut. Da, mă, iese. Vezi că o simt la mână, mă. Ia, Paul. Pe foc o puneai direct. Mai mare nu am. Stai, hai că a lins-o și câine. Uite, mă. Acum? Deci, mă, bagi mâna în ea, da? Oricum fac cu dreapta. Și acum trebuie să vărsăm apa și să scoatem tecile astea de la năut. Și vedem noi ce este. Da, mă. Am zis. Nu-i atent, regizorul, deloc. Regizorul nu e cu noi. Cred că ne mai trebuie niște făină și nu mai am. Brutar te fac, nu? M-am gândit. Da, brutar. Nu-i bine. Ce ai făcut, Paule? N-am făcut nimic. Deci în film arată cu totul altfel. Arată să vezi. Să facă la lipia fumată. Uite, are lime la el. Da, mă, da. Deci ce pui în am pus lime? Năut, am pus năut. Ce ingrediente pui în? Boabe de năut. Da, bine. Așa. Pastă de susan, tahini, lime, usturoi și boia. Ia să vedem. Duce. Nu. Mai ai dat drumul? Mai pornit priza. Nu. Asta așa și aici așa. Oh. Băi. Sigur sare. Da,
sare la pănuri. Nu sare, mă. Hai, mă, gata? Asta nu, e, na. Nu, mă, nu, trebuie... Vezi ușor curentul, nu ne bate în joc. Nu ne bate în joc. Ia uite aici ochiul, am pornit. Mare foc. Hai, mă, ești gata să pun asta la încins? Păi, eu zic să încercăm cu cealaltă întâi. Ok. Zeama de la o jumătate de lămâie. Bine, e lime asta, nu-i lămâie. Asta am apă. Eu v-am zis că e mai rentabil să comandăm, dar voi nu? Noi nu, a? Da, punem tahini. Pastă de susan. Bagă puțin. Ai o... Aceea? Singura. Da, uite aici. Dar tabule că face o... După asta. Amestecăm un pic tahiniu. Ia uite, bă, s-a schimbat vântul, vine fumul spre mine. Fuh. Da. A, ulei. Ai pus tu niște ulei pe platura? Bineînțeles. Auzi? Dă-mi și noi drumul la o tigaie să vedem dacă se întâmplă ceva cu... Bă, nu a mers. Ce faci? Deci... Băi, băiatule! Mai pune o niște praf. E prea udă. Ai pus prea multă apă. Ce? Nu se mai usucă. Te să lăsăm uscat. Merge la magazin să luăm pâine. Hai, mă, că-l facem noi cumva. Având în vedere calitatea foarte lipicioasă a luat. Hai, mă, că o facem noi. Nu e panică. Oho, vezi că a luat un tot cilindri acum, Paule. Să scui pe asta, da. Să nu se lipească? Nu e, mă, dacă se încălzește, e bine. Face foarte bine. Ce? Mamă, 16 ore merge în toată. 16 ore. Ține 16 ore acestea, dar acum când trebuie să-i apără. Cred că 16 ore trebuie să ținem ca să mă cine ăla ca lumea. Păi cine pariezi Dani? Eu pariez pe humusul ăsta, că pare mai simplu. Livia lui Mătă. Nu știu să zic. Sau humusul lui Paul. Nu știu să zic. Cine câștigă? Tap, tap. Mie că mă duc aici la grătarul ăsta și iau 25 de mici. Așa. Tap, tap pentru Paul. Nu, mă, eu mă urc în mașină și mă duc să iau făină. Auzi? Hai, se bică. Și dacă tot te duci, ia și eu castoletul de mici. Mâncăm ceva, că din asta mâncăm. Cum, mă, Dana nu e mic? Aia nu trebuie găsită nimic. Da, e mic, corect. Mâncăm mici de ea, da. Ia muștar. Nu știam ce-i aici. Gata, mă, m-am întors. Băi, asta face ceva, mă? Nu știu. Îmi dai și mie o lipiuță? Poftim? Dai și mie o lipiuță aici. Păi n-am cum să-ți spun. Ia și pune. Cum adică eu să iau? Păi da. Mâna mea murdară? Nu, cu lingura. Ah, păi tu de ce nu iei cu lingura? Eu mă uit la asta, nu știu ce se întâmplă cu ea. Te uiți la ea, nu? Da. Bine, atunci păzește tu ăsta. Și iau eu cu lingura. Hai, vrei să facem așa? Să-ți dai și în cap, Paule. Hop! L-a dat peste cap. Ceva nu... Am vorbit cu tine. Da, mă, da, ce... Cred că s-a tăiat humus. Da, mă, s-a tăiat. Dar ce-i, mă, maioneză? Ia pâine și muștar. Ulei, mă? Tu n-ai pus ulei deloc? A uitat, mă, de ulei. De-aia nu era cremos. Pune-mă ceva cremos. Ulei de măslin. Gata. Pâine. De ce nu dă la urmă? Nu știu. Ne-ai văzut?
E bun, bun, Luciane, să mă numesc, vezi? Să-i țipă, vezi? Păi n-a pus-o el, nu mai e nicio om. Băi, ce om, să vezi a mea! Să vezi a mea! Iată-mă, ea! Modelul ăsta este între. Înainte. Ori făcută. Făceam mai moale și o întindeam ca pe o clătită. Miroase. Bă, miroase bine, nu fi miros, miroase bine. Nu arată bine, dar... Vezi că e... Port. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă. Ce-i pancake. Ce-i ieșit. Ce nu se face asta niciodată, mă? Gata, bag acolo, că se face. Acum oricum, ar... Oricum, oricum ala mare, mă, când așa punem și... Pune și poate... A început ăsta să miroasă ars. Ia mâna. Vezi că hai, eu mai adun lipie de asta, ce fac? Cris, gata pe bandă. Cam tare, cam pietroaie. Cam mă să vină cu făină. Când vine cu făină? Filip, mai pleci? Când i-a zis Monica-i, auzi, când i-a zis Monica-i, bă, vrem să facem humus. De ce nu cumpărați? Că e mai simplu, nu? Că noi trebuie să facem, să filmăm acolo, băi. Băi, stați potoliți. Bă, mă, știu humus avem, că avem lipie și nu avem ce să mâncăm. Îți arăta mea? Nu merge. E bună, mă, frate. Hai că vreau să opresc ăsta. Cum i-a vorbit? Da, m-am văzut în unele rețete să puneși. Că să dai mă o lingură de iaurt? Hai să-ți dau lipia. Ce faci, mă? Dai mă o lingură. Să o prăjești pe aia până vine făină la mine. Dai mă o lingură de iaurt? Ia-l pe tot. Bă, frate. Da. Nio! Mai bine, făceam grătar, băi. Ne-am complicat, nu zic că e complicat cu gătitul ăsta. Nu se învârte nimeni acolo. Aha, hai cu ea, ușor, ușor. Ce să zic? Da, să punem niște cogumuz de la cu coca de asta? Nu. N-am pus sare. N-are niciun gust. A pus sare. Nu ce? N-are nevoie, e ultima problemă că n-are sare. Ia vezi. E ca la magazin. Bă, ia vezi că arată. Terminați cu prostiile. Vezi că arată, ești nebun. Bravo, Paule. Ia uite. Lipie făcută de noi cu humus făcut de Paul. Am pus la pasta de aia de susanță. Foarte bine, mi-mi place. Nu, frate, eu mănânc asta pasta e... Așa e foarte bună. Asta zic, nu mai trebuie nicio făină. Cred că asta trebuie să fie mai subțire și n-am cum să o fac subțire. Da? Bine, mă, ca să putem. Bă. Bă, da, Sebica unde e? Sebica? Doarme. Trebuie să zic ce nu fac acum. Nu mănâncă nimeni. Hai. Un suc pătrunjelul. Ia uite. Ia uite. Cum îl iau așa și-l toc, 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 toc? Toc, 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 toc. Mamă, cum le tai. Tai pe lângă. Păi mai bine. A fost pus. A fost pus cu intenție acolo. Le tai bine? Nu. Nu? Nu. Păi e prima oară când tai așa. Se vede. Mie să nu-mi tai unghiile. Hai să arăt. Ține mâna și pe lama în față. Dă-mă un pic. Băi, n-avem medic, aveți bine. A, bă, ce dracu, mă, că de asta făceam când eram mic. Păi da. Păi și acum când ești mare. Deci mai tai, da? Mai pun, nu? Da, tot, mă. Tot? Păi uite, după ce îl faci așa, prostă, mamă, asta e superb, se mică, se jur. Deci da? Exact așa trebuie să fie, da. Pune-l în castronul ăla, că de-aia ți l-am dat. Îl mai fac un pic. Nu mai, mă, că după aia te plictisești. Fii atent, nu, nu, tu mai încerci o dată, dă-mi și mie un lime. Dă-mi și mie un lime, te rog. Sigur. Ia. Yeah. Hai să mai încercăm o dată, te rog, eu frumos. Mă, ți dă-mi și mie un lime, te rog. Sigur, Paul. Ia. Yeah. Hot. Hai, mai încercăm o dată, ca să-l prind și eu de data asta. Da, dă-mi și mie un lime, te rog. Sigur, Paul. Hai, hot. Da. Să tai tu la montaj, pare de. Mai e lipie de aia bună? Da. Dai mi-l și mie. Da. Nu cred că e sănătos, dar e foarte bun. Ce? Ce ai tu acolo?
Humusul? Mm-hmm. Cum adică să nu fie sănătos? Când a fost ultima oară? Să fiu sincer cu tine, e prima oară acum. Mi-e frică să nu îl tai cu ghiare, adică... Cum e? Mai vreau și eu. Ce? Niște lime. Bă, mai am unul singur, că după aia îmi trebuie pentru... Nu-i mai dat tot lime-ul. O jumătate îmi trebuie asta. Dă-i niște... Ca ți-a aruncat alea, ca nu-i facem. Băi, pe partea aia de masă. Facem schema? Da. Pune făină aici. Hai mă, mai trebuie? Da, am venit cu făină. Da mă, dar mai trebuie, nu e ok când e lipicioasă. Unde e cuțitul? Da, bea, nu? Plictisimuță? Nu. No. Astea doar le... Nu le... Bat cu tine înainte să iasă mai subțiri puțin decât le puse să iau. Ba da, pe de asta îmi trebuie făină, că aia era plinificată. De genul ăla nu? Ba da, dar ne trebuie... Mă prind de radioază. Îmi aprind totuși. Fundul? Păi nu știu să-l aprind pe ăsta. Păi cred că are deja presiune, trebuie să-mi vârst de... Dă-mi... Opa! Iar n-a intrat în viteză. Praful, face-vă praf! Îl bate. S-a vârtit ca un ciucu pe jad. Nu? Păi se vede flacăra în general, știi? Era bine, mă. Dacă ți-e frică, poți să iei un băț flacără de acolo. De la Lidl? E de la Lidl? Nu. E de la Heiner. Păi aici trebuie să dai, băiatul. Am văzut niște de-astea aici. Ia de-și. Ia de-și. Așa, mă. Cine aia, mă? Ia-mi-o că... Stai să-l cal pe Iuri. Bună, se aude ceva deschis la robinetul ăla. Ce faci, Iuri? E ok? Să se apă. Păi nu, dacă e ok... Ridică ăsta în sus. Ăsta? Da. Așa? Nu, în sus de tot. De restaurante bune, sau hai să încercăm să facem comanda pe Glovo. La drum, aici. Ia hai să încercăm. Aici avem o problemă. Uite, vezi, la ultimii doi cilindri la injectoare, nu o iau din prima, știi? Uite, acum au luat. O pâinică? Păi stai să o împărțim, da. Nu? Este sare aici tu? Păi nu, că rup din ea și... Nu? Păi, dar nu știu cât... Tocmai sare, am piper, dacă vrei. Păi, facem dar una și vedem... La... Da, da, sau la sebe, sigur are sare. Punem niște făină pe mână. Hai, sebe, faci ceva, că ai stat toată ziua, n-ai făcut nimic. Făină multă, dacă vrei să meargă ăla. Trebuie să-l faci și pe ăsta cu făină. Păi i-am dat. Hai mă, că... Cam așa. Nu? Nu trebuie să fie nici foarte subțire, să se coacă, dar cât să nu fie foarte gros, cât să se coacă. Hai, dă-mi așa pe mine. Dă-mi mie, că o mănânc eu. Ai terminat cu humusul, gata? Da, da. Hai. Vrei să dau în mână sau? Hai, nu mă mai dau, pune acolo direct. Hai, nu pune încă. Arată și tu la cameră, arată la oameni ce-ai făcut. Arată la oameni ce-ai făcut mai devreme. Și-a pus Dani pe foc. Gata? Gata, da. Ia, trebuie să-i schimb bandit-ul acolo. mai faci ceva la focul ăsta, că da, a pornit? Da, da, absolut. Pune tigaia. Pe el. Dar știi ce e mișto? Arde făina? Încetează cu prostie. E prea multă. Nu e mult. Eu așa zic. Gata. Nu e multă, că e mare tigaia. Pancea bizdan. Nu te mai agita. Da, da. Și dacă e multă, rupem de margine, adică nu-i vreau. Cât humus? Avem, avem. Gata, mă apuc? Da, da. Avem la humus, dar nici nu mâncăm, ei nici nu place humus. Și în dantiga aia asta, cred că ar merge puțin. Bani, uleg. Nu, din asta chiar nu se lipește nimic. N-a reușit nici Paul să lipească clătitele care vorba aia. Cine mai vrea să dea la făcăleț? Să facă toată lumea. Ăla eu. Cum merge lipia aia? Cred că Sebe a vrut la un moment dat. Să lasă lipii să umfle. Să
să tai asta la montaj. Eu nu pot să mă abțin. Pe mine nu mă vezi? Păi și unde vrei să facem? Că dacă păi mută tu camera. După colț. Mi-a ieșit ăsta ultimul. Jami, l-ai un copil pe lângă mine. Cu humus, cu alea. Bombă e, nu? Nu. La mie că o să fie... Clopo. O să o suce foarte tare. Facem și noi niște aroganțe de alea muță cu niște ulei de măsline și roșii, da, pitele astea. Și ce facem? Unde o ducem? Mă un pic mai în spate. Hop! Hai muță, vină cu aia. Mamă, mi termină psihicul ăsta. Stă degeaba cuptorul. Dar mă să băteze lumea, cum nu spune ce e. Bă, dar nu faci tu o filmare când punem una de-asta? Păi nu, pe ăla să fie fără număr. Și poți să-mi pui mie puțin în mână. Fără să pune. Mamă, să-mi vârte făcăleț un gol, mă, frate. Ce-ai făcut, mă, frate? Da. Am întors eu acum. A, da? Am întors el pe jos un pic. Te duci pe partea aia altă de masă. Asta e mică rău. Mai trebuie. Problema ți-a zis care e cu ele. Mie că se întăresc foarte tare până. Asta mi se pare că are o formă de lipie foarte ok. E mai subțirică puțin, da. Ia să se lipesc capul. Ia, vezi, se lipește. Ia mă, ce rău, Paul, e mai citit. Ai găsit un loc unde s-o întinzi? Am văzut, măi, la dracu, iar Daniel, când stătea el așa. Cad 100%. 100% cad. Nu, dar cadre e bombă, rău. Cad 100%, bă, spate. Lasă că fac eu, dar unde vrei gândit? E pe aia. Lasă că nu-i mare. Considerăm că masa asta e suficient de curată să punem direct pe ea? Putem, că nu s-o uită ăștia acum. Vii cu lipii aia multă dacă vrei? Dacă nu vrei, nu vei nimeni. Dacă ești de gut. Hai să vedem dacă mai faci ceva. Sigur, mă. Mamă, dar le faci, bă. Știe, nu? Ce faci, Paule? Ștergi spula? Să vadă, că se vede foarte mișto. Telefon. E aia pe care nu mai folosești la... La mine. Da. Bine, Paul! Pleci, pa! Toate tap-tapurile au mers la Jamila! Paule, vino și fă-o și pe asta, pune-o undeva. Mergem o plita mea aici, rupe. Da. Rupe, ai fost să-mi aduceți-a. Nu? Da. Cum armată. Să-mi aduceți-a dane, să-mi aduceți mici, să-mi aduceți sarmale, tot ce vreți voi. Fac aici, până mâine fac. Până mâine, mă, la câte lemne am aici? Sarmalele alea care le-ai luat? Ale, da. Are ceva dacă am tăiat și cu puțin zgârci de ăsta? Nu, e ce trebuie, zgârci e... Foarte căutat. Zgârci e specialitatea lui Paul. Dar mai tai și mă cu cuțitul ăla. Da, n-ai și unul ca multidor? Date nu. Silencer. S-a stricat. Eu zic să mâncăm acum, că zic seara. Mie? Omletă. Asta, ospătar. Stai să văd. O știi pe asta, ia. Hai de-o brăcule, vrei să-i aduc și tine să vezi cuptor, cum e? Chestii la cuptor, chestii care durează mult pe aragaz. Vrei tot? Ai tu nevoie de ea? Nu. Uite, poți să o folosești ca mamă, capac. Vietnamezi, direct. Trage, mâță, trage la capac.
orice ar face. Nu? Nu e panică, mă, lasă-le acolo, de ce? Trebuie să fie în cadru? Nu se mai văd acum acolo, a pus peste. Bravo! Hai, Filip, cu adnanele. Să cer din culise adnanele. Adu adnanele încoace, frate. Uite cât așa, sunt, ești nebun. Ce se pune de probă 5, ăsta? Te cred, dar n-am ce să fac. Pot să încerc să o mut cumva. Văd instalatorul. Da. Gata, fi, da telecomandă acolo. Frige rău. E de plastic. Și așa stă pe prietenie. Ca nici pe grătar. Mai lasă-le un pic. Castronul ăla. Deci pe ce scot adnanele? În aia? Păi în aia, că nu prea este în aia. Bă, dacă mai aștept, mai am de făcut, pot să scot din tigaie după peste 3 minute. Trebuie să fac și nu? Nu prea mai rău. E tot mufăniște în cadru, nu-ți dacă am voie. Poatem? Poatem? Uite ca asta putem. Cu asta. Ia mai lasă-le mâine. Ia mai lasă-mă ce-o fi foc. Lasă aici, lângă aia, că le mermele. Vrei că e alu sebe, ce ta face urât dacă îi le sândăi. Ce tu-i fau, frate? Ce pun niște dale în ea, ce pot să-i fac? Nu, toate le-am făcut așa. Vrei? Cu exercițiu, primele două aici pătrate. Să vadă ăla în cameră. Dacă vrei să o bag aici, pata. Ăla. Vrei să bag pata aici? Nu. Să o bag eu aici, pata. Hai că ai explicat-o. N-am explicat nimic, stai liniștit. Ăla s-a făcut. Ăla. Deci o să am adane prăjite în suc propriu și adane la plită. Înțelegi? Am prăjite în suc propriu și la plită. Două rețete separate. Paul, n-am pune-o. Nu mai dă-o să-mi aia. Facă-mă, de ce sunt? Ce? Nu te-ai strâng. S-a curat, mă pregătesc să mănânc. Da. Prima oară când am gătit, grătarul e gătit? Grătarul nu e gătit?
Nu știu, habar, nu cred că am gătit vreodată. Ce să, poate am făcut vreun oc așa ceva. Ăla e gătit, ocul e gătit. Am făcut paste probabil. Paste, am făcut paste. Dar mi se pare mai treabă grătarul decât paste. Chili con carne de s-a vărsat în bagajul lui. S-a vărsat chiliul cu cașcaval, așa când l-am în bagajul lui Filip, pe tricourile lui albe de la toate firmele alea scumpe. Ce să faci? Se mai întâmplă, mie așa mi se întâmplă tot timpul. Când vreau să fiu atent să nu fac ceva greșit, atunci au comit. Asta a fost partea de gătit. Am gătit humus, Lipi, după cum ați văzut, și Adana. O să urmeze în episodul 2 și partea de degustat și discuția de la foc. Dacă vi s-a părut tare sau aveți idei de gătit la camping, puteți să ne lăsați în comentarii. Să mai facem, să venim cu rețete, veniți și voi cu rețete în comentarii, vedem ce mănâncă lumea în deplasare, așa, în natură. Share, like și subscribe. Asta e clasică. Deja. S-a lipit asta aici.